Majoritatea europenilor susțin sancțiunilor economice impuse economiei ruse și consideră că acestea trebuie aplicate și președintelui Vladimir Putin. Potrivit unui sondaj efectuat în cele mai importante țări de pe bătrânul continent, 43% dintre cei care au fost intervievați au declarat că sunt de acord cu sancționarea Moscovei. Un sfert au fost împotrivă, iar 32% nu au știut ce să răspundă. Cei mai mulți susținători ai acestor măsuri sunt în Suedia, unde 56% dintre participanții la sondaj consideră că Putin trebuie pedepsit de Occident. În Polonia, rata este de 52%, iar în Marea Britanie, Spania, Irlanda, Germania și Olanda este de aproape 50%. În schimb, în Ungaria și Italia, numărul celor care sunt împotriva sancțiunilor este mai mare decât cel care le susține.